Salutare pitici! Povestea din această seară se numește Gâsca de aur. Ea este Gâsca de aur. Povestea asta este despre un tăietor de lemne. Cei trei feciori ai săi, un bătrânel, o gâscă de aur, un hangiu și soția lui, cele trei fiice ale lor și o prințesă foarte tristă. Vezi? Tăietorul de lemne, cei trei băieți, cei feciori ai săi, un bătrânel, o gâscă de aur, un hangiu și soția lui, cele trei fiice și prințesa cea tristă. A fost odată un tăietor de lemne care avea trei feciori. Primul era Ronald cel puternic, vedeți? Putea să care lemne mult, era puternic. Donald cel chipeș, era frumos, era chipeș Donald. Dar Billy nu era nici puternic, nici frumos. Billy. Într-o zi, tăietorul de lemne a căzut la pat, adică s-a îmbolnăvit. Cine se va duce în pădure după lemne? A zis el. Eu, a răspuns Ronald. La urma urmei, eu sunt cel mai mare. Și a pornit la drum. A tăiat și a tot tăiat, după care s-a așezat să prânzească, adică să mănânce. Și cât mâncă el, un bătrânel a apărut ca din senin. Fii bun, îmi dai și mie din mâncarea ta? L-a întrebat bătrânelul. Vedem, el stătea la masă, la masă. Și bătrânelul care l-a întrebat dacă îi dă și lui să mănânce din mâncarea pe care o avea la el. Nu, fiecare cu mâncarea lui, s-a răstit la el Ronald. Prea bine, a răspuns bătrânelul și a dispărut ca prin farmec. A doua zi dimineață, Ronald a avut o surpriză. Îl mânca peste tot. Îl mânca și se scărpina și iar îl mânca. Nu mai pot să mă duc la pădure așa, a urlat el. Of, bine, mă duc eu, a spus Donald cel frumos. Vedeți? Lui Ronald i-au apărut bubițe. Avea bubițe și se tot scărpina. Și s-a dus la pădure Donald cel chipeș. Așa că s-a dus Donald în locul lui, după ce a tăiat și a tot tăiat, s-a așezat să mănânce și el. Deodată a apărut din nou un bătrânel. Îmi dai și mie o bucătură? L-a întrebat el. Te rog mult! Nici gând, l-a repezit Donald, e plăcinta mea! Și bătrânelul a clătinat din cap și a dispărut ca prin farmec. A doua zi dimineață, Donald a avut o surpriză. Am pielea mov! Ia uitați cum arăta. Pielea i s-a făcut mov. Nu pot să mă duc la pădure așa, s-a văicărit el. Va trebui să te duci tu, Billy. Așa că a mers Billy în locul lui. Cel de-al treilea frate, care nu era nici frumos și nici puternic. La amiază, Billy s-a așezat să prânzească. Bătrânelul a apărut din nou. Fii bun, îmi dai și mie ceva de mâncare? L-a întrebat el, adică bătrânelul. Cum nu? A răspuns Billy. Mănâncă pe săturate. Era nici frumos, nici puternic, dar era foarte generos și darnic. Mulțumesc, a spus bătrânelul. Acum taie copacul acesta și vei avea o surpriză. Și spunând acestea, s-a făcut nevăzut. A dispărut. Billy a tăiat copacul. Rosc, iar în trunchiul copacului a găsit o
O gâscă de aur. O, Bilia înșfăcat-o și a pornit spre casă. Pentru faptul că a fost generos, a avut parte de o surpriză care se afla în trunchiul copacului. O gâscă de aur. Dar s-a rătăcit îndunse spre casă, așa că s-a oprit să nopteze la un han. Ce gâscă strașnică, a zis hangiul, da? Cel care avea hanul. Mulțumesc, a răspuns Billy și s-a dus la culcare. În toi nopții, fica cea mare a hangiului s-a strecurat la Billy în odaie. Tare și mai dorea și ea o pană de aur. Însă de cum a pus mâna pe gâscă, zrang, a rămas lipită de ea, de gâscă. Ajutor! A strigat fata angiului. Surorile sale au dat fuga în odaie. Au încercat să o ajute și când colo, zdrang, au rămas și ele prinse de gâscă. Au rămas lipite de gâscă. Când Billy s-a trezit, mare a fost mirarea. A tras de gâscă, dar a rămas agățat și el. Bang! Vedeți cum au rămas toți patru agățați de gâscă. Asta e, a zis Billy. Va trebui să stăm toți la oaltă, după care s-a culcat la loc. A doua zi dimineață, Billy a pornit la drum cu gâsca lui și cu cele trei fete. Nu se puteau dezlipi de gâscă. Fetelor, unde vă duceți, a strigat după ele hangița, adică mama lor. A apucat-o pe fata cea mică și a rămas prinsă pe dată. Mama a rămas prinsă și ea de cele trei fiice și de Billy. Nu se mai puteau dezlipi. Vă ajut eu, a strigat hangiul tatăl. A apucat-o pe hangiță și a rămas lipit și el. Zbang! Aoleu, a zis Billy, acum va trebui să veniți și dumneavoastră. Vedeți cum arătau? Ca un trenuleț. Nu după multă vreme le-a ieșit în cale un castel. Acolo locuia o prințesă care nu zâmbea niciodată. Prințesa de aici. Dar când a dat cu ochii de hangi, de soția acestuia și de cele trei surori, alergând cu toții în spatele lui Billy și al gâștei sale, a început să zâmbească, după care a izbucnit în râs de-a dreptul. Ha, ha, ha! Era și timpul, a strigat regele. Voinice, ți-ar plăcea să o iei de soață pe fica mea? Da, vă rog, da, vă rog, a răspuns Billy. Poți să te însori cu ea chiar astăzi, a spus regele. La nuntă a apărut și bătrânelul și a început să dea din mâini și i-a desprins pe toți unii de alții. Aceasta a fost povestea Gâsca de Aur. Somn ușor!